bunicii au răbdare și au și timp. Bun? Părinții n-au nici răbdare, nici timp și sunt consumați. Și atunci uitați-vă ce se întâmplă cu generația viitoare. Uitați-vă ce se întâmplă acum, când sunt școlile închise. Bun? Nu există legislație pentru a pedepsi actele criminale la adresa subconștientului unui popor sau unei generații care îi aduc la degenerări. Nu există legislație, nici națională, nici internațională, dar asta se întâmplă în clipa de față. Avem acum un proces de degenerare continuă care se petrece la nivel educațional și la nivelul conștientizării abilităților proprii cu care ne-am născut. Aici este marea durere pe care o avem cu toți acum, cei care suntem conștienți. Pentru că ceilalți devin o masă de manevră, foarte ușor de manevrat de către șmecheri. Ei nu mai au minte, nu mai au principii, s-au atomizat. Nu au o coloană vertebrală, nu mai au putere în ei, nu mai au inițiative, fac ce li se dictează. Iar dacă asta se duce în familie, de la părinți la copii, procesul se intensifică. Și asta se întâmplă mai ales în perioada de izolare, când toată lumea muncește de acasă și copiii se urcă pe pereți. Ei trebuie să fie liberi, trebuie să alege, au alte, cu totul și cu totul alte nevoi, ca să poată să fie niște copii normali, nu geniali, medii. Da, multe dintre țările care au abuzat de 4G, de 5G, îi vezi. Și la noi la fel. Îi vezi că își trimis SMS-uri, se așează unul lângă altul pe bancă, dar nu vorbesc unul cu altul, își trimis SMS-uri. Chiar dacă își trimis SMS-uri vecinului de bancă. Ei nu mai vorbesc de cazul de degenerare comportamentală groaznică, care puse în corelație directă și cu rezultatele școlare, se arată că le slăbește inteligența. Li se subțiază vocabularul. Harta lor mentală devine insuficientă. Deci noi ne-am rupt de natură. Dacă ne-am rupt de natură și ne-am făcut un mediu artificial care ne consumă, ne mirăm că nu mai au copii performanțe, că nu mai sunt în stare să facă mare lucru. Noi avem rădăcini ca pomii. Ne-am dezrădăcinat. Poți să te dezrădăcinezi dacă emigrezi în altă țară, că nu te mai înrădăcinezi acolo, nu poți. Trăiești în două luni. Poți să te dezrădăcinezi dacă ai plecat de pe pământul pe care ai trebuit să calci, n-ai călcat niciodată pe pământ. Copiii născuți pe asfalt n-au călcat pe pământ, se sperie de o furnică. Văd o furnică, se îngrozesc de furnica aia, e ceva absolut necunoscut. Dezrădăcinarea îi duce pe copii, adică copiii înseamnă nu câțiva copii, înseamnă generații întregi, la dezechilibre majore. Deci, resume cu genialitatea, e fragilă. Ea se dezvoltă într-un mediu care o hrănește. Nu se dezvoltă oricum. Am făcut proiecte pentru creșterea genialității. Sunt proiectele ARCA Education Center. ARCA. Vedeți, astea sunt proiectele. Academia Națională Enrico Andă. Ai făcut tot, inclusiv studiul de fezabilitate. Nu s-a făcut studiul de impact, care ar fi costat puțin și trebuia făcut de guvern care își asuma răspunderea. Și asuma răspunderea. El permitea, ar permite, dacă se pune în practică, vă arăt bucată cu bucată. Unul dintre campusuri, tehnologie emergente, educație computerizată și IT. Al doilea,
Resursă umană, maximizarea potențialelor. Al treilea, managementul crizelor și echilibru global. Noi nu avem manager de crize, suntem în crize, nu știm să scăpăm de ele. Administrarea proceselor. Avem o administrație foarte criticabilă. N-au o școală de administrație care să fi dezvoltat potențial în direcția asta. Tehnologii de protecție a mediului natural. Ce să protejăm la noi? S-au tăiat pădurile în prostie. Le-au o hotărâre a ministrului nu știu care sau a guvernului nu știu care, micile mișmașuri între guverne și companii ca să scoate niște bani și au dispărut păduri de sute de ani. Inovație și inventică, etică responsabilă și conștientă. Etică responsabilă și conștientă. Avem inventatori fantastici. Avem invenții extraordinare, nu le-a nimeni seama. Puteam să ridicăm nivelul tehnologiilor astfel încât să fie prima țară din lume în domeniul acesta. Leadership, analize, strategii și modelare sistemică. La leadership văd acum în campanie electorală. Toată lumea se laudă că va face și că va drege. Nu fac și nu dreg. De ce? Pentru că n-au nici formarea, nici abilitățile, nici cunoașterea. N-au nimic. N-au modelele cu care se descurce. Sunt 7 campusuri care ar putea să pună țara pe picioare, nu pe butuci. Da, noi știm că în momentul de față, ca să nu fii îngenunchiat, trebuie să stai pe burtă. Ei bine, asta ne-ar face să stăm în picioare, nu pe burtă, nici îngenunchiați. Am dezvoltat acest institut, Institutul de Cunoaștere Umană, HKRDI. Vedeți, vă pot pune filmulețe de prezentare de tehnologii. Tehnologii care pot salva lumea, pot da înapoi încălzirea globală, pot depolua, pot face lucruri fabuloase. Ele sunt. Sunt și sunt gata să pornească, dar au nevoie, evident, de cerere și de sprijin. Ca să aibă cerere și sprijin, ne-au hotărât să facem o rețea de profesioniști care să aplice pentru Parlament. Rețeaua de profesioniști există, a fost sprijinită de AUR, care fiind un partid nou, nouț, fără niciun fel de istorie în spate, în care sunt foarte mulți tineri care vor să vadă altfel de viitor, am hotărât că este bine să o facem. Pentru că este și lumea lor, nu e numai lumea noastră. Eu am o vârstă. Dar copiii trebuie să aibă și ei un viitor. Până acum, viitorul nu a fost foarte clar. A fost destul de neclar. Inspirăm tinerii din România.